Așadar, imaginați-vă că sunteți proprietarul unui arici și, într-un moment dat, ați început să observați că animalul dumneavoastră de companie parcă s-ar extinde. Devine tot mai mare și mai mare, deși rămâne la fel de ușor. Asta pare straniu. Nu poate un arici să se umfle ca un balon. S-a dovedit că totuși poate. Acest biet animăluț a fost descoperit în orașul Bude, în Anglia. Oamenii s-au grăbit să-l ducă la clinică. De la început, personalul nu putea înțelege de ce un arici atât de mare e atât de ușor. Animăluțul nu putea nici să se deplaseze, nici să se ghemuiască. De la asta era foarte stresat. Doar radiografia a putut explica ce se întâmplă. În interiorul aricelui era aer, adică nu chiar în interior, ci mai degrabă în jurul lui. Această stare incredibil de rară se numește sindromul balonului și poate apărea la arici ca rezultatul unei traume. După una dintre versiuni, gazul este eliberat de bacteriile care au intrat în una dintre rănile mai serioase. Altă versiune spune că în totul este vinovată traheea afectată. În orice caz, această umflare este periculoasă. Dacă aricul nu se dezumflă la timp, s-ar putea să se spargă, iar dacă nu se sparge, poate să se sufoce. De aia, medicii au luat cea mai simplă seringă și au scos de sub pielea ariciului tot aerul care era deprisos. A durat undeva 5 minute, iar animalul după asta s-a simțit îndată mult mai bine. Acest sindrom ciudat al balonului se întâlnește la arici din cauza abilității lor de a se ghemui. Pielea este foarte elastică. Se poate spune că e mai multă decât ar fi necesară, așa că acest cadou al evoluției are un efect secundar grav. Și aricii nu sunt de departe unicile creaturi de genul ăsta. Uitați-vă la boul moscat. Este un animal mare și blănos, care poate cântări mai mult de 350 de kilograme, dacă merge vorba despre masculi. Accelerează până la 50 de kilometri pe oră, apoi se ciocnesc cu capul unul de celălalt. Acest lucru se întâmplă în timpul sezonului de reproducere și se repetă, se repetă și se tot repetă. În timpul vieții sale de 10-12 ani, un mascul de bou moscat poate să obțină în jur de 2100 de lovituri în cap. Cum poți să supraviețuiești una ca asta și să nu te rănești? Ei bine, nici cum. Când oamenii de știință au examinat creierul boului moscat, au găsit niște traume serioase și specifice. Sunt niște traume cronice care pot duce la demență, la bătrânețe. Natura le-a dat săracilor animale un mod într-adevăr periculos de a lupta pentru o femelă și crede că e ok. Păi și ce, ar zice evoluția, atâta timp cât nimeni nu moare pe loc de la așa traume, din punctul meu de vedere este totul ok. Unica ce-i salvează pe boii moscați este vârsta. Masculii pur și simplu nu trăiesc mult timp. Pe scurt, animalele nici nu suferă de demență. Îmbătrânirea este evidentă doar la nivel fizic. Animalele sălbatice sau nu ajung până la demență sau mor cu primele simptome ale ei. Dar iată că cu animalele domestice treaba stă cu totul diferit. Astăzi sunt cunoscute cazuri de demență la câini și pisici, dar ele sunt cauzate anume de grija omului, care le prelungește viața. Posibil că dacă cineva ar fi avut grijă de boii moscați și ei ar fi supraviețuit până la o vârstă mai îndelungată, dar haideți să ne întoarcem la masculi. Se pare că evoluția nu iubește anume pe ei. Să luăm de exemplu albinele. Doar femelele au ac. Și asta gen e starea normală a lucrurilor, o stare naturală. La începutul istoriei sale, multe specii ale acestor insecte depuneau ouăle în locuri total diferite. Și aveau nevoie de un organ care să le ajute în această problemă. Astfel, evoluția le-a dat albinelor femele un ac. Masculii, pe de altă parte, nu au depus nimic nicăieri, așa că nu au primit niciun ac. Și dacă sunt total neputincioși, păi să inventeze ceva ei singuri. Și ei chiar au inventat ceva. Aceștia doar se prefac că vor să înțepe, de parcă răsucindu-și abdomenul.
De fapt, nu pot cauza niciun rău. Judecând după faptul că albinele și viespele încă nu au dispărut, se pare că din punct de vedere evolutiv, această înșelăciune este o chestie chiar grozavă, care chiar funcționează bine. Din moment ce vorbim despre insecte, merită să menționăm și furnicile. Acestea trăiesc pe pământ de atâta vreme și se înmulțesc atât de bine că s-ar părea că nu ar trebui să se plângă pe evoluție, însă asta doar la prima vedere. Furnicile trăiesc foarte puțin, ca și alte insecte sociale, dar reginele furnicilor au găsit o modalitate de a ocoli sistemul. Ele pot să rămână vii pe parcursul a multor ani sau chiar decenii, în timp ce furnicile lucrătoare, care n-au depus niciodată în viața lor niciun ou, mor peste câteva luni. Asta în cel mai bun caz, dacă nu le va mânca nimeni. Dar așa diferența de vârstă nu se explică nicicum genetic. Totul ține de hrănire și îngrijire. Regina furnicilor, ca și regina albinelor și a termitelor, este întotdeauna înconjurată de grijă. Primește cea mai bună mâncare și este protejată de gardieni. Te-ai sigur că în așa condiții poți trăi și 10 ani? Dar oare ar deveni furnicile longevive dacă ar avea grijă doar de ele, ci nu de regină? Eu cred că da. Însă acestea au renunțat la viața lor pentru binele coloniei. Ce tip altruiști! Dar să nu credeți cumva că viața de regină este o viață de paradis. Regina termitelor, de exemplu, produce un ou în fiecare 3 secunde, timp de 15 ani. Într-o zi este egal cu undeva 30.000 de ouă. Corpul ei se întinde foarte tare. Ceea ce a fost cândva de mărimea unei monede se mărește până la dimensiunea unui deget mare al mâinii. Aceasta petrece toată viața sub pământ fără să vadă lumina soarelui. Fiind foarte mare, nici măcar nu poate să se miște. Dacă e să ne gândim bine, putem să o numim pe regină-regină sau nu. Parcă este mai degrabă doar o prizonieră care e sortită la o viață lungă. Da, prieteni, așa și lucrează natura. Oferă animalelor un bonus, apoi le ia ceva sau creează o grămadă de probleme din cauza asta. Rechinii, în general, se neacă în apa dulce. Nu glumesc, doar 5% dintre rechini și pisici de mare pot să supraviețuiască nu în apă sărată. Apa dulce le deshidratează, le slăbește simțurile și le pune în pericol posibilitatea de a se reproduce. Rechinii trebuie să păstreze sarea din corpul lor. Fără ea, celulele corpului lor vor exploda. Și asta va duce la moarte. Dar cel mai interesant e faptul că apa dulce înneacă rechinii. Din cauza pierderii flotabilității, rechinul trebuie să cheltuie aproximativ cu 50% mai multă energie de a se ridica în apă. Iar asta este chiar foarte greu. Există o variantă, să-și crească un ficat mai mare, ca alte specii care se găsesc în apa dulce. Dar în așa caz, corpul lor ar deveni mai puțin agil și rechinii ar deveni niște vânători mult mai proști. Așa că acestuia este mai comod și mai simplu să rămână în apa sărată și să nu schimbe nimic. Și pentru oameni este un plus, când nu trebuie să te îngrijorezi că vei fi mușcat de un rechin într-un râu. Viața devine parcă mult mai liniștită. Doar că există o specie de rechin care este tot una de nivelul de salinitate al apei, rechinul taur. Dacă va dori să iasă din mare și să înoate pe râu în sus, va face asta. Și rechinul taur este o creatură chiar foarte agresivă, care poate să atace oamenii des. Serios, bine că restul rechinilor se țin departe de râuri. Însă rechinii încă sunt norocoși, spre deosebire de șoarecii marsupiali. Acești mici prădători exersează împerecherea până la moarte. Da, totul se întâmplă exact așa cum v-ați imaginat. Împerecherea lor este o perioadă foarte furtunoasă. Aceste atacuri de reproducere pot dura de la 12 la 14 ore. Fiecare mascul se va strădui să se împerecheze cu cât mai multe femele posibil. În cele din urmă, corpul lor nu rezistă și se distruge. Peste câteva săptămâni după împerechere, mor, trăind în medie 11 luni. Între timp, femelele trăiesc 2-3 ani. Reiese că masculii chiar n-au noroc, dar din punct de vedere al evoluției, totul este bine. Procrearea a avut loc, atunci este ok. De exemplu, aceste șopârle aterizează cu capul în copac. Dar
pot să se reproducă? Atunci e bine, nicio problemă. Imaginați-vă că intrați cu capul în perete în viteză maximă, într-un Lamborghini, să zicem. Cam așa se simte această șopârlă când se deplasează printre copaci. Dar asta nu e o necesitate de a se lovi de ceva puternic, ci un mod de a atenua aterizarea. E ca și ghemuitura de la urmă pe care o execută parcuriștii sau personajele filmelor când aterizează. Este necesar pentru a răspândi energia în mod egal și pentru a evita rănirea. Știu aceste reptile despre parcur? Nu cred, dar trebuie să se lovească cu capul de copaci pentru că e o metodă bună de aterizare, ceva de genul unui mecanism de apărare. Însă nici asta nu e cea mai tristă versiune, broasca cu păr. Ea nu are gheare, dar când apare necesitatea pentru ele, săraca anfibie își rupe oasele pentru ca acestea să iasă din vârful degetelor. Iată, cam așa arată, o armă în caz de pericol. Spre deosebire de această broască, Wolverine din X-Men nu are nicio problemă cu asta, deși seamănă un pic la coafură. Nu-mi imaginez cum se simte acest proces de creare a ghearelor și cât de dureros este, dar nu cred că broasca este prea entuziasmată de el. Ca și vulturii care nu sunt bucuroși de aceste mori de vânt electrice, vulturii au cea mai bună vedere printre animale, dar anume ei cel mai des se ciocnesc de mori de vânt și de linii electrice. Ei pot să vadă prada acolo jos foarte bine, dar nu văd aceste instalații care sunt chiar în fața lor, adică literalmente nu le văd. S-a dovedit că au niște pete oarbe sub și pe deasupra capului și pentru că în timpul zborului țin capul într-un unghi aplecat, fizic nu pot vedea ceea ce este direct în fața lor, chiar și dacă un obstacol este foarte mare. Oamenii însă au găsit soluția acestei probleme, dar nu doar pentru vulturi, ci și pentru alte păsări care la fel deseori se ciocnesc de elici. Pentru asta au pictat câte o parte a elicii în negru. Astfel, mortalitatea păsărilor a scăzut cu 72%. În mod special a funcționat cel mai bine cu vulturii, până când e doar un experiment de fapt. Trebuie să fie adunate mai multe date statistice pentru a afla dacă acele părți negre chiar funcționează atât de bine. Dar iată un fapt. Ca alternativă există sisteme care pot controla centralele electrice de vânt cu ajutorul camerelor sau a radarelor. Dacă detectează apropierea păsărilor, încetinesc sau se opresc cu totul. Însă dacă oprește elicea de fiecare dată când prin preajmă zboară vreo pasăre, va fi al naibii de scump. Dar ce să facem cu păsările care nu pot vedea în ceață? Asta încă nu știm, dar evoluția nu a soluționat această problemă după atâta timp. E îngrozitor. Păsările pleacă din locurile însorite și pe drum nimeresc în ceața de deasupra mărilor, în care își pierd cu totul orientarea. Zboară și zboară până când nu mai au puteri și apoi cad în apă. Mor zeci și sute dintre ele. Păsările nici n-ar zbura peste oceane, ele se țin de obicei de uscat și constant se uită în jos. E straniu că evoluția nu a propus vreo soluție. Dar după toate problemele animalelor pe care vi le-am povestit azi, oare putem să ne așteptăm de la ea la altceva? Prieteni, asta a fost episodul nostru de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!